Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Adevăruri Ascunse. Sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre un lucru despre care auzim tot mai mult, burnout. Avem 9 semne prin care ne dăm seama că suntem în această fază de burnout, adică de epuizare, și o să vedem și perechile de zodii care se ceartă tot timpul. Avem și rubricile noastre permanente, leacul zilei, pilda zilei, și vedem ce fac zodiile săptămâna viitoare, pentru că facem jocul viitorului. Lidia Feciorul, bioenergoterapeut. Bună seara! Și maestru Mihai Vorobchievic, numerolog. Seara bună, bine v-am găsit! Hai să vedem, Lidia, pentru că tot auzim în jurul nostru de burnout, de epuizare, mai ales la cei care au foarte mult de muncă. Sunt semne pe care uneori nu le conștientizăm, deși ele sunt evidente. Eu aș spune o formă de depresie, înțelegi? Pentru că și depresia e pe diferite categorii. Așa e, noi ne englezim într-un fel, și burnout-ul este de fapt o formă de depresie pe care noi o conștientizăm că avem o problemă, dar nu știm să o definim. Interesant. Da? Deci nu-i putem da o definiție. Că spui, domnule, încep să am o lipsă de concentrare, dureri de cap, pierderea poftei de mâncare. Și chestia asta e o chestie care, mă rog, ai crize de furie, anxietate, simptome de depresie. Da? Deci toate astea fac parte dintr-o anxietate cu forme de depresie pe care noi nu știm. Doamne, am dureri de cap și nu mi-e foame, n-am niciun chef, aș pleca undeva, dar n-am niciun chef, dar trebuie să mă duc, dar mai bine dau un telefon și nu mă duc. Toate chestiile astea. Și noi nu le, mă rog, le simțim că există, dar nu le accesăm ca pe o depresie. Deși sfatul meu este întotdeauna să ne adresăm unui psiholog sau unui psihiatru. Pentru că psihiatrii nu e obligatoriu să te bage pe un tratament dezastruos pentru depresie gravă. Dar și forma asta de depresie, dacă nu este tratată la timp, îi aduce la o perioadă de timp, apar alte simptomatologii. Interesant. Deci nu trebuie să le trecem cu vederea. Niciodată. Nu mai am chef de nimic, nu mai am poftă de mâncare, sunt epuizat, dar lasă că trece perioada asta. Tu s-o coate că nu dormi, da? Da. Când începi să nu dormi, începe sistemul nervos să clacheze. Și tot ce ține de sistemul nervos e un lanț întreg, da? Cu stare de furie, cu stare de anxietate, cu stare de nervi, cu stare de durere de cap, te ia și durere de... Deci toate chestiile astea vin în urma neodihnei sistemului nervos. Și noi tot timpul suntem, chiar dacă dormim 6 ore, mai mult nu o să putem dormi niciodată, că de la 2 până la 6 dimineața, cam atât ai somnul, 6-7, și nu ajungem să odihnim sistemul nervos atât cât are nevoie. Deci o supraîncărcare. O supra-solicitare a sistemului nervos. Și trebuie să ne ducem, obligatoriu, să cerem ajutorul unui psihiatru, care tratamentul pentru a dormi nu înseamnă doar să mă duc la un psiholog să spun ce am pe suflet. Da? Că nu mă ajută cu nimic. Ba, din contra, îmi alimentez furia, îmi alimentez nervii, îmi alimentez starea. Mai bine mă duc la un psihiatru, îmi dă ceva să pot să mă odihnesc, că nu e obligatoriu să-ți dea un tratament pentru depresie gravă, spuneam asta, e să-ți dea să poți să te odihnești, să începi să-ți recuperezi sistemul nervos. Cred că este și de la această supra-solicitare noastră pe care o facem probabil inconștient. Cred că vedem scenele astea des dimineața. Mama, în timp ce coboară cu copilul pe care îl duce la școală, grădiniță, vorbește la telefon, în același timp vorbește cu un polițist sau cineva care întreabă ceva. Lucrurile pe care vrem să le facem toate în același timp, exact, dar care ele înseamnă o supra-solicitare. Vrem să facem cât mai multe lucruri și reziști, reziști să le faci o perioadă de timp, dar după aceea începi să clachezi. Și unde începi să lovești? Lovești în cei mai apropiați de tine, că în cei dragi de lângă tine începi să fii furios. Să refulezi. Pe copii, pe soț, pe nevastă și uite așa mai departe. Și începe starea asta, o stare de disconfort în interior. Și nu-ți dai seama că e o problemă. Bun. Da. Ele, pe, dacă le luăm una câte una, pofta de mâncare, sigur, pierderea, da, capacității de concentrare, exact, pierderea somnului, ele probleme pot digestive, tu s-o coate că tot ce înseamnă, începând de la o simplă gastrită, da, este pe neurovegetativ. Deci stresul, unde dai, te duce către sistemul nervos. Din toate problemele astea, toate duc către
sistemul acest nervos. Exact. La computer. Pentru că așa suntem făcuți. Avem nevoie de a ne, cum să spun eu, de a ne rupe un weekend. Trebuie să rupi ritmul, aici voiam să ajung. Da. Cum faci să ieși totuși din starea asta de nebunie, haos? Uite, eu o să le dau sfat. Aveți posibilitatea să vă rupeți sâmbătă, duminică, să dormiți. Odihna este cea care reface sistemul nervos cel mai bine. Ai copii mici acasă, nu poți acest lucru. Nu-i problemă. Ai copii mici, ai o soacră, ai un socru, ai un altă soacră, un alt socru. Asta înseamnă să trăiți bine cu socrii, apropo. Așa. Da. Avantajul unei relații bune. Avantajul, asta e situația. Deci trebuie să acorzi acest timp. Și să rupi două zile unde să dormi. Simplu. Și să te deconectezi și de lucrurile de la birou și de alte sarcini pe care trebuie să le faci. Jur, eu nu mă jur de altfel, dar eu am o prietenă psihiatră care e o doctoriță excepțională și e o tipă din asta care ascultă lucrând la un spital, la Bălăceanca lucrează și lucrează cu oameni cu probleme. Și m-am dus la ea și am spus, iubita, eu nu dorm. Nu dorm. Și simt că nu e ok. Și mi-a dat pastile. Și mi-a zis, iei jumătate, vezi cum dorm, nu dorm cât simți nevoia, iei o pastilă întreagă. M-am dus acasă și am dormit 18 ore, într-un weekend. 18 ore! Muream în somn, de foame, dacă nu mă trezeam să mănânc. Dar m-am trezit, am mâncat și eram chiar una așa și m-am dus și m-am culcat înapoi. Și am dormit 18 ore. Aveai nevoie să te refaci. Aveam nevoie de acel click care trebuia să mă scoată din... am pus telefoanele pe silențios. Nu m-a mai interesat cine sună, cine nu sună, cine... No! A venit fiul meu la ușă când nu a răspuns la telefon. Deci ruperea de ritm. Da. Te salvează. Exact. Adică când a văzut că n-am răspuns o dată, de două ori, de trei ori, m-a mai sunat peste două ori, iar n-am răspuns, bă, s-a întâmplat ceva. Mama care răspunde non-stop. Mama care cu telefonul la ureche în continuu. E, și a venit, asta se întâmplă și asta trebuie să facem. Când ajungem începe să nu le mai suportăm, e bine de făcut acel click de care avem nevoie obligatoriu. Este așa. Ce trebuie să facem ca să ne ajungem în chestia asta? În cazul când bifăm din toate chestiile astea majoritatea, este obligatoriu să căutăm, exact ce spun, ajutorul unui specialist. Specialistul ne va învăța și cum. Ne putem duce și la un psiholog pentru a ne învăța cum să ne gestionăm problemele pe care le avem. E un moment în care poți să decizi să schimbi locul de muncă? Măi, e un moment unde oamenii ajung și la divorț, dacă te interesează. Deci e grav. Adică se ajunge la o tensiune în familie destul de grav. Dacă nu știm să gestionăm și nu cerem ajutorul. Și ni se pare că noi suntem cei mai deștepți. Nu suntem cei mai deștepți, suntem doar că suntem deștepți, dar cei mai deștepți nu. E bine să îi dăm creierului hrană, atât somn, cât și lucruri frumoase. Puneți un film cu happy end, cu... O comedie. O comedie, o chestie de distracție, de care, un film de familie, liniștitor, care să nu... Chiar dacă adormi uitându-te la el, că știi cum e, noi lucruri în viață trebuie să facem lucruri frumoase. Adică și să avem curajul să renunțăm la cele care ne stresează. Știi cum e? Dacă citești o carte proastă, oprește de citit cartea proastă. Dacă te uiți la un film prost, nu-l mai primi până la capăt. Adică să avem curajul să facem lucrurile astea. Să ieșim din cotidianul pe care ni se pare că îl controlăm. De ce îți spun chestia asta? Am văzut foarte mulți pacienți care vin la mine și pe toți eu îi trimit la psihiatru. Săracă prietena mea zice, nu, e dezastru. Zic, spune-mi și mie, după părerea ta ca specialist, că eu nu sunt specialist în ceea ce faci tu, dacă s-a mărit, în afară că ce-ți trimit eu, dar vin și la cabinet, că
de gura mea și-a făcut cabinet, înțelegi? Îi spuneam, nu poate lumea veni la Bălăcean ca să te caute, înțelegi? Da, pentru când că îi spui, du-te la Bălăcean ca să te caute pe doamna doctor. E trimitere prea dură. Spui, da. Om, a, vă trimiți la nebun. Nu! Și și-a făcut, are o colaborare la un cabinet și primește pacienții și mi-a zis, s-au triplat numărul depresiilor. S-au triplat. Mai ales după... Față de ce știa ea. E îngrijorător. Foarte îngrijorător. Deci uite-te și tu, tot ce se întâmplă în prejurul nostru și nu numai ce se întâmplă în prejurul nostru, ce se întâmplă cu noi în deosebi. Că asta e adevărul, ca să nu mai zic de proprietăți, bun, de bani, de ale, de ale, de guvern, de toate alea, că le știți și singuri. Și asta, știi că noi râdem, glumim, numai că toate chestiile astea ce spunem noi de partea socială unde trăim, în societate și în contextul în care trăim, afectează foarte mult. Socoate așa, locuri de muncă nu sunt. Nici pentru cei care vor să muncească, dar minte pentru cei care nu vor. Dacă îi întrebe cei din patronat, te spun că nu găsesc forță de muncă. Și de aceea importă forță de muncă din state terțe, nici măcar din Europa. E adevărat, pentru că, o să-ți spun, un român preferă să ducă să lucreze ce lucrează, indiferent ce lucrează, da, în străinătate. În străinătate, pentru că primește 2000 de euro, da? 2000 de euro înseamnă 100 de milioane pe lună, ok? Cu toate greutățile pe care le are, rămâne cu 1000 rămâne în mână. Da? Dar aia o strânge. Ori dacă muncești în țară și primești 1000 de euro pe lună, tu din aia cheltui. Deci asta este socoata. Și de aceea omul preferă să ducă afară, să muncească pe 2000 și ceva și atunci el știe că el își poate strânge. 1000 o strânge. Dacă una o cheltuie pentru a-și plăti o chirie și să trăiască, el una o poate pune deoparte. Ori asta de aici, că și când da, și în țară poți primi 1000 de euro. Da, dar din ei trebuie să plătești. Și rămâi cu nimic. Și rămâi cu nimic, corect. Bun, maestre, zodii care se ceartă tot timpul. Ceea ce spune Lidia, mulțumesc lui Dumnezeu, eu am reușit să mi le controlez. Am avut și o perioadă când nu dormeam decât ca iepurile. Două ore mă trezeam. Și am zis, băi, trebuie să fac ceva. Și tu ai zis odată un lucru și am zis, hai să fac un exercițiu cu mine. Pun capul jos pe pernă, mă rog, fiecare cu rugăciunea lui, ce spun. Și mi-am făcut programarea, cum ai zis tu. Starea alfa. Da, și acum dorm. Ai cuvântul meu că nu știu când adorm. Și e chestie de vreo 2 luni jumate, 3 luni. Nu știu când dorm, dar nevoia de somn, chiar nevoia de somn, uite, ieri m-am culcat la 11:05, m-am uitat la ceas, programare, dorm și am greșit ceva, dar dorm mult și m-am trezit azi la 8:05, dar nu mint, era 8:01, că m-a salutat până dimineața. V-ați trezit boierele. Zic că am dormit ca o valiză în gară. Exact, expresia. Da, uite, eu am avut o chestie. M-am dus la o prietenă de-a mea. Dom'le, și-am simțit nevoia să dorm 10 minute. Să mă reconectez. Pentru că și am zis, dacă nu mă lași 10 minute să mă întind pe pat să dorm, dar zice, da, dorm și o oră. Mai am dormit 10 minute, dar în alea 10 minute atât de mult m-am remontat, deci e că am dormit toată noaptea. Aia era în perioada când nu dormeam. Deci sistemul meu nervos, dom'le, nu se mai aprinde beculețul. Da. Și nu am experimentat nesomnul, ca să spun așa, dar cred că este crunt să nu te poți odihni noaptea, a doua zi să o iei de la capăt, da. Și la un moment dat ai această problemă. Bă, deci nu mai poți să funcționezi. Am adormit instantaneu vorbind cu ea și așa cu mâna pe masă și ea zice, Doamne, dormi ca bunica. Bunica, dar dorm în fund. Lidia, să știi că sunt perioade care, exact cum ai spus tu, poți să dormi 10 minute și ca valoare somnul ăla se echivaleze cu 8 ore de somn. Deci, cuvânt, decât 8 ore de somn minute, agitat. Da, și m-am și trezit imediat. Dar alea 10 minute au fost ca cataleptic și hipnotic. Exact. Deci, instant și... Știi de ce?
capul a golit gândurile maimuță. Și te-a lăsat, da, în momentul când e liniște total, atunci corpul s-a odihnește. Eu oricum sunt pasăre de noapte, dar nu în ghilimele vorbind, să știți. Pentru că eu funcționez foarte bine seara după ora 9. Da. Bine, dacă vrei să-mi dai ceva de lucru, eu zugrăvesc noaptea. Toți lei fac așa. Fac curățenie noaptea. Deci mă strădui să nu fac gălăgii pentru vecinul de jos, adică nu târâi mese, dar în rest funcționalitatea mea e noapte. Am o mare problemă cu chestia asta. Nu e o problemă. Bun. E un lucru care trebuie să funcționeze și a zis, m-ar fi foarte bine, atât timp când ne interesăm ce zice lumea că facem, o fi sclavii lumii. Da. Fii sclavul tău și fă ce simți tu că faci. M-am uitat și eu la un meci, era atât de interesant, dar în momentul când am simțit că a venit moșene și mi-a dat obloanele jos, am luat telecomanda, l-am închis, la revedere, aflu mâine rezultatul. Cu toate că ăsta îl vezi odată la nu știu câți ani. E, hai să vedem noi de ce se certă, că de la burnout ăsta se ajunge la show-uri puternici în casă. Și sunt cupluri care pot dezvolta tema de ceartă mult mai bine decât alții. Și de ce să nu le recunoaștem? Meritul lor. Nu e un merit că te cerți. Dar hai să vedem. Primii ar fi cele două cornute. Berbecul și cu capricornul. Aproape de alfa cu omega. Ăștia au niște ciudățenii. Nerăbdarea și impulsivitatea berbecului nu se completează niciodată cu grija exagerată și cu personalitatea totul sensibilă a capricornului, care tinde spre armonie, spre liniște. Berbecul face zgomot, zugrăvește, face scandal, nu? Ei, capricornul, chiar dacă zugrăvește, are grijă să nu trântească găleata, să nu bubuie și la apă nu dă drumul să se audă. Că ai văzut, de multe ori are presiune, faci de mai încet așa. E, cam asta este. Sunt exact ca picătura de ulei cu apa. Stă pe deasupra, plutește. La început zice că se vor amesteca puțin, dar ușor, ușor încep să se separe fiecare cu conceptul lui. Capricornul abordează problemele într-un mod rezervat, iar berbecul trece direct la obiect, vrea să facă totul acum și gata. Asta duce la sufocarea în relație a capricornului. Așa că interacțiunea lor va duce la multe certuri în cuplu. Cu timpul, astea se pot atenua. Dar zicem noi că se pot, teoretic, că practic cu avansarea în vârstă, devenim mai irascibil, unul e mai agitat, zici că se mai temperează berbecul degeaba. Că ce are în născare, cu aia moare, cum ziceau bătrânii. Eh, îi lăsăm pe capricorn și pe berbeci și ne mutăm la alt cuplu care se ceartă tot timpul. Ăștia se ceartă mai, să spunem, mai ocazional, nu chiar day by day. Taurul cu vărsătorul. Taurul tradiționist, mai ales la întâlniri, vorbește des despre bani, cum vrea să trăiască alături de partener sau de partenera lui și face planuri de viitor. În schimb, vărsătorului nu-i place să se supună regulilor societății. El e atipic. El e cel care se rupe de turmă și iese. Nu se vrea chiar cioban, dar e ca acel oaia neagră, știi, care merge pe lângă celelalte albe și așa iese în evidență și în turmă. Dacă când iese afară, ieși mai și. Și preferă să ia lucrurile așa cum vin, fără să le analizeze mult. Iar acest cuplu se va lupta foarte mult pe parcursul că durează parteneriatul. De ce? Pentru că Taur îmbrățișează vulnerabilitatea, iar partenerul său se îndepărtează, nu acceptă. Vărsătorul își exprimă nemulțumire prin conflict, ceea ce îl frustrează tare pe Taur, care vrea să atenueze, să nu știe toată lumea. Deci vărsătorul ridică tonul, Taurul dă volumul mai mic și atunci e disputa pe butonul, potențiometru de la sonor, de la radio sau de la televizor. Unul vrea mai tare, unul vrea mai încet. Până la urmă e nevoie ca Taurul să-și cumpere
niște căști și să le adapteze, dacă vrea. Înțelegi? Ca să audă exact cât vrea el să stabilească. Și atunci se poate face renunțarea la conflict între ei. Dar comunicarea deschisă și calmă, dacă ar exista mai mult între aceste două zodii, ar fi extraordinară. Dar nu există și din cauza aceasta se vor certa tot timpul. Alt cuplu, gemeni cu pești. Se ceartă și ăștia tot timpul, peștii luptă să-și înțeleagă partenerul, dar până la urmă, nereușind, cedează. Gemenii pot fi incoerenți, neliniștiți, contraintuitiv în exprimarea trăirilor, iar asta va duce la conflicte interioare al peștilor, fanii conversațiilor profunde, al divagațiilor, a tuturor metodelor de comunicare. Și gemenii comunică foarte bine, dar peștii sunt cei care nu înțeleg cursul firesc al lucrurilor, sunt mai utopici un pic. Iar gemenii care vin și sunt pragmatici și pun pe tavă tot ce e, îi cam deranjează pe peștișori. Ăștia sunt mai blânzi. Avem doi peștișori acolo, mie sunt dragi colegele tale, că sunt diferite totalmente. Peștii zice că vorbesc mult despre ei înșiși, dar acest lucru nu-l fac și gemenii, pentru că ei nu vor să se devoaleze. Și din cauza asta apar tot felul de neînțelegeri și conflicte între gemeni și pești. Eu aș zice că mai e o zodie care poate să se certe non-stop, o zodie de pământ, Capricornul, care se poate certa cu zodiile de aer. Capricornul se certă foarte bine cu Balanța, dacă Balanța e mai volatilă și nu vrea să accepte. Dar la fel de bine, să vezi o ceartă între un Capricorn și cu un Vărsător. Wow! E fantastic! Se ajunge direct la ruptură. Ăștia se ceartă de 3 ori în timpul parteneriatului și a 4-a oară se ceartă și la tribunal sau, mă rog, unde ajung în fața asta, pentru că nu va fi mulțumit Capricornul și Vărsătorul va ceda până la urmă. Ia-le tu, dragă, pe toate și fii fericit. Ați văzut? Așa m-a blamat. Toată viața mea a făcut așa. Ia tu tot, ia tot. Și mi-a dat mie toate sarcini. Și de acolo întoarce Capricornul, ca să fie lui bine, cum e în câmpul de-al. Cam astea sunt cuplurile care fac și bune și rele. Hai, Lidioară, cu leacul. Așa, pentru leac am pregătit o rețetă foarte interesantă. Atunci când pancreasul nostru își face de cap, da, e bine să luăm, să-l ajutăm imediat și o chestie asta se întâmplă instantaneu. Luăm așa, jumătate de pahar de apă, punem într-un ibric, mic, o jumătate de pahar de apă și o lingură de semințe de in. Și le lăsăm foc, începe să fiarbă, le dăm la foc mic și 5 minute mestecăm și le lăsăm să fiarbă 5 minute acolo, încetişor. După care le scoatem și cu tot cu coajă, ele se decojesc la fiert, se primește ca un fel de clei, așa? Nu știu cum se zice. Da, o pastă. Ca o pastă. Da, moale. Și e bine să o bem această cantitate o singură dată. Dacă pancreasul nostru ne doare perioadă mai lungă, e bine să facem chestia asta câteva zile, de 2-3 ori pe zi. Și ne punem la punct sistemul nostru a pancreasului. Foarte bun. Și ușor de făcut. Semințe de ei. Da. Haideți, maestre, să vedem ce fac zodiile săptămâna viitoare. Curios să vedem Berbecul. Săptămâna următoare și-a ales Furtuna, numărul 7, da? E o carte negativă care anunță nativii din zodia Berbec că vor avea tensiuni pe parcursul săptămânii datorită orgolilor. Dar tensiunile apar din discuții cu alte persoane și ei se simt răniți, sunt plini de nervi, au exces de furie sau, eu știu, momente de furie datorită unei bulversări pe care le-au adus o situație.
situație pe care ei au creat-o. Așa că aveți grijă, dacă e cineva apropiat, un partener, vedeți cum vă temperați, lăsați furia la o parte, că de aici se poate produce o ruptură. Dacă e numai pentru o zi, două, trei, mai treci. Dar s-ar putea să fie un exces de zel, ca voi să vă certați periodic, să aveți săptămâni în care se exceleze cearta la voi și atunci berbecul se poate trezi cu o citație la divorț. Deci atenție mare, prudență și înțelepciune pentru săptămâna următoare. Taurul are galbenul 18, renaște, renoiește, sens benefic al tuturor lucrurilor, are nevoie de libertate, se salvează din toate situațiile complicate în care s-a automat s-a implicat săptămâna următoare și tinde neapărat să iasă din cotidian. Deci se recomandă o ieșire în afară care ar putea fi urmată de o întâlnire neprevăzută pentru cei nativi din Taur sau Taurițele, cum le zic eu, și de acolo să apară o legătură absolut neprevăzută. Deci o săptămână care tot de rău e spre binele Taurului. În schimb, Gemenii au un 17 rău, prea multe iluzii săptămâna viitoare, aveți senzația că cei din jur cu care ați vorbit, le-ați spus unele secrete, v-au trădat și v-au pus în situația de a fi arătați cu degetul. Deci, sfatul este din partea răului, ca să folosim cartea folosită, părăsiți-i pe cei care se dau prietenii voștri și care în spate vă vorbesc de rău sau vă bârfesc. Sfat tranșant. Hai să vedem Piscu 5, răcușorul. Demarezi o acțiune, încep ceva nou, ai șansa să cunoști persoane noi, tinere, care au energie și vă îți dori să-i lansați. Adică la un loc de muncă unde e lipsă de personal se poate angaja unul sau mai multe persoane tinere, iar racul, care e mama răniților, îi ghidează, îi călăuzește și îi pune la treabă. Îi lansează cu forțe proaspete la muncă. Deci, aveți grijă și renunțați la pasivitate dacă vreți să obțineți rezultate bune. Și am ajuns și la Leuț. Leuțul are semilunele, o carte neutră, care spune că leu săptămâna viitoare va excela, mai repede oscila, ba e ezitant câteodată, ba are îndoiel, ba e dual, ba e neliniștit, vrea să ceartă cu cineva care îl supără, înainte de a acționa pentru săptămâna viitoare, indiferent de starea pe care o aveți, reflectați înainte de a acționa. Asta este lucrul cel mai bun pentru un leu, care chiar dacă explodează, explozia la el durează până să urce fumul, 5 minute. Dar nu poți să știi dacă e leu sau e tigru. Hai să vedem ce facem cu zodia următoare, Fecioara, care este Doamna Fecioară, și a ieșit 3, Steaua, o carte foarte bună, care la rândul ei simbolizează reușită în activitatea profesională cu o realizare materială deosebită. Deci, mai pe scurt, muncă multă, bani mulți și reușită profesională. De Doamne, că abia vă doriți, că lor le place să muncească. Balanța 8, ovalul, o carte neutră, undeva mai degrabă pozitivă decât negativă. Pentru balanțele tinere, asta înseamnă că trebuie să aveți răbdare, să dați dovadă de dragoste și uneori, dacă veți da excesul de dragoste pe care îl aveți voi de ori, veți ajunge și la acel lucru pe care vi-l doriți. Astea sunt balanțele din cuplu care încă n-au copii. E o săptămână de fecunditate. Folosiți-o cu brio, indiferent în ce ocazie. Chiar și o întâlnire
mai puțin scontate. Așa că, vedeți cum faceți. Să nu vă implicați prea mult dacă sunteți căsătoriți, că aia nu mai vă trebuie o dublă fecunditate. Și am ajuns la Scorpion. Carte excelentă, 20 Cosmos. Deci Cosmosul lucrează cu scorpionii, le aduc în săptămâna următoare, reușită excepțională și cu deznodământ fericit a unei situații care va ținut tensionat pe parcursul săptămânii. Orice inițiați sau orice întreprindeți conduce la reușită, inclusiv o relație de dragoste. Și să vedem Săgetătorul, 6 negru, o carte dificilă, mai degrabă negativă, care totuși simbolizează sfârșitul unei situații disgrațioase și transformarea unui eșec în ceva benefic pentru voi. Dar sfârșitul situației astea se va produce cu condiția ca voi să acceptați, Săgetătorii, schimbarea în profunzime. Nu am șters paraful un pic și am luat ochii. Afară, simți că s-a crăpat, s-a spart vasul ăla, o fi el scump chinezesc, afară cu el că va duce ghinion. Și am ajuns la Truditor, triunghiu, o scrisoare, un telefon, o deplasare, o reuniune de familie. Săptămână care vă obligă să fiți pe drumuri, pentru că vreți neapărat să faceți niște lucruri alături de alte persoane care au nevoie de ajutorul vostru. Deci, sunteți pe triunghiu, nu e dus și întors. Hai să vedem ce facem cu Vărsătorul, zborul sau elanul, prietenie, sentimente altruiste și pozitive. Beneficiați de o săptămână cu influsuri benefice, dar cu schimbări rentabile. Cine vrea drag vouă, vă face o vizită, se reînnoiesc relațiile amicale, dar condiția prioritară este faceți voi primul pas. Și știu că vă place. Iar peștișorii au un cenușiu 15 care spune că aveți o săptămână de petrecut în singurătate cu înțelepciunea pe care o aveți, cu consultarea unor persoane în vârstă pentru a afla niște sfaturi. Eu știu, părinți, bunici sau alte persoane apropiate voastre, pentru că aveți o relație durabilă și asta înseamnă că trebuie să ieșiți din singurătate și să nu mai așteptați ca toate să se împlinească de sus. Deci, cu alte cuvinte, acționați și voi și lăsați prea multă reflexie, că duce la somnul ăla de 18 ore. Deci, o săptămână cu suișuri, coborușii pentru unele zodii, dar în general o săptămână bună. Hai, Lidion! Se spune că mintea noastră trebuie programată și să ne o programăm, că dacă nu ne o programăm noi, ne vor programa alții. Pentru că să te ferească Dumnezeu să rămâi tu cu mintea ta, cu gândurile tale în singurătate atunci când îți este foarte greu. Foarte corect. Încheiem Adevărurile Ascunse. Ne revedem săptămâna viitoare.